Spitalul Municipal Vulcan are o nouă structură de conducere. Fostul manager al unității medicale, Mariana Mateescu, a demisionat din funcția de conducere a unității medicale, directorul economic a fost destituit și o parte din personal va fi transferat la alte unități. Managerul Spitalului Municipal Vulcan, doctorul Mariana Mateescu, a demisionat joi din funcția de conducere pe care a ocupat-o din luna noiembrie anului 2011. Decizia a venit după ce la începutul lunii februarie s-a descoperit că spitalul are datorii mari și consumă mai mult decât primește. Noul manager al Spitalului din Vulcan este consilierul local Cristina Balea. Aceasta a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului și este totodată președintele Organizației de Femei a PSD Vulcan. Directorul economic al Spitalului Municipal Vulcan, Carmen Pinte, a fost destituită. Aceasta a fost înlocuită de contabilul Cristina Petresc. Autoritățile locale din Vulcan, împreună cu angajații spitalului și cei din Consiliul de Administrație, au pus la punct un plan de măsuri care va fi aplicat în următoarele 6 luni, plan menit să reducă semnificativ cheltuielile unității medicale. Astfel, prima decizie luată i-a nemulțumit pe mulți din personalul TESA. O parte dintre aceștia vor fi transferați la alte servicii din cadrul administrației locale.